Consilierii locali ai municipiului Călăraș s-au întrunit în ședință ordinară luni 30 august, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi s-au aflat 28 de proiecte de hotărâre, dintre care 21 de proiecte au fost aprobate. La începutul ședinței, viceprimarul Nicolae Dragu a propus un moment de reculegere pentru fostul deputat Petre Naidin. Domnul președinte, ce v-ați rugat? Pentru că suntem toți la un moment de reculegere pentru cel care a fost deputat Petre Naidin, care totuși merită și el un moment de reculegere. Dumnezeu să-l ia. Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului, numărul 1272, din 19 august 2021. La lucrările ședinței participă un număr de 20 de consilieri, din care 4 consilieri în mod online, respectiv domnul consilier Burzea, domnul Ivanciu, domnul Mușat și domnul Sârzea. Doamna consilier Renache încă nu a sosit, probabil, ca de obicei, o să întârzie puțin. Supun aprobării noastre procesul verbal al ședinței datat de 29.07.2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc, doamna Renache. Supun aprobării noastre procesul verbal al ședinței din data de 11 august 2021. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. De asemenea, aveți pe pupitru anexa la bugetul propriu al municipiului Călăraș, așa cum a fost discutată după ședința Comisiei de Buget Finanțe. Iată, ne ajungem la ședința ordinară pe 1 august 2021. Avem 28 de proiecte pe ordinea de zi, dar întâi de toate aș vrea să vă scrieți la interpelări cei care, de la ultima ședință și până acum, aveți ceva de... Cine se înscrie? Domnul Costin Birescu. Alt coleg? Dacă nu mai este pe noi, dau cuvântul domnului Mirescu. Da. Aș vrea să facem o mică discuție despre modul în care se face colectarea selectivă a deșeurilor la noi în oraș. Știu că în momentul ăsta numai cei de la casă fac colectarea selectivă, pentru că celor de la bloc este imposibil și am văzut că este imposibil. Le este imposibil nu, se respectă, nu se respectă, da, nu se respectă. Și dacă ar vrea oamenii să colecteze selectiv, nu au unde să arunce... Nu, unii aruncă selectat, unul aruncă gunoiul în deci așa peste. Deci dacă eu pun plasticul la plastic și vine unul și pune altceva peste, e degeaba. Și voiam să vă aduc la cunoștință faptul că am văzut că de curând primăria Brașov a semnat un parteneriat, a inițiat un proiect pilot împreună cu compania Envip, cum mi se pare că se numește, dar și cu compania Braicata, au adus câteva automate din alea de colectare selectivă pe care le-au pus în diferite zone din municipiu și în schimbul ambalajelor care se colectează și se sortează automat, cetățenii primesc niște etichete și la mai multe etichete din alea primesc, mi se pare, bilete de transport în comun. Da, e un bonus. Același lucru îl face de ceva timp primăria, vestita primărie a comunei Ciugut din județul Alba. Și voiam să vă întreb dacă nu ar fi posibil și pentru noi să inițiem astfel de demersuri, mai cu seamă că știu că și noi avem relații cu Braicata și am putea să ne folosim de experiența. Operatorul Braicata este cel care face curățenia stradală. Știu, care n-are știu, nicio... știu ce zice. Iar operatorul care colectează deșeul menajer și selectivul este REC. Ideea este că avem lângă noi, avem pe cineva care a implementat o astfel de soluție și se poate... Dar asta nu înseamnă că nu putem să ne așezăm un pic la masă cu Adi Ecomanagement sau Rubriz și să vedem ce posibilitate e ca de la anul, dacă e să prindem unul, două aparate, măcar le ia primăria, dar să încercăm să facem în anumite zone, e ceva. Dar să vedem ce costuri sunt, să vedem cum putem să punem în aplicare. Pentru că sunt multe discuții. De exemplu, la platforma ACMID, unde depunem gunoiul menajer, acolo unde îl duc tot, da, ar putea să pună niște ciururi, da, care se selecteze și după aceea se duce umed într-o parte, metalul selectează într-o parte, ca să putem să îmbunătățim, pentru că noi avem undeva, cred că undeva la 5%. Exact. Plecasem de la ideea că dincolo de faptul că trebuie să informăm cetățenii și cetățenii trebuie să se conformeze voluntar,
chiar și aceia care vor să facă, să colecteze separat, nu prea au opțiuni în momentul de față. Și cred că asta ar fi o posibilă variantă. Mulțumesc. Domnul Călin Cătălin. Aș vrea să vă spun atenție două lucruri. În zona 5 Călăraș, undeva pe Aleea Grădiniței, sunt trei unități de învățământ, iar accesul în zona lor nu se face pe un trotuar. Deci și pieton și mașini, toți merg pe acolo. Nu. Poate reușim pe spațiul verde din fața blocurilor. Păi nu, dacă nu e vorba. Dacă... Ideea e că bucata de străduță care este între centru, în curba aceea, până ieșim la blocuri acolo. Nu vedem unde că e strada, are 3 metri. Dacă mai punem și trotuar, ba, de asta am și optat la un anumit moment să facem sens unic. Nu știu unde putea să facă. Adică nu în capul de țară să facem, dar nu mai am cum să mai circul. Ori putem să închidem de tot bucata aceea și să nu mai intre, să nu mai accesul interzis. Dar iarăși este o problemă că dacă plouă, cum să ducă copilul de la, și în același timp, dacă de la 60 de metri, 70 de metri distanță unde are grădiniță. Deci acolo e o chestie care nu... Nu, dar poate că nu putem să luăm un metru și jumătate. Păi de unde să iei? Nu știu, mă gândesc, o să ținem cont să vedem. Poate putem să luăm în interiorul grădiniței acolo ca să lățim, să putem să facem o zonă de aici. Făcută, și... da, pe capăt, de la grădiniță. Ca să da, și nu mai meargă pe trotuar, să nu mai meargă pe carosabil, să intre pe... Dar trebuie să vedem cum mutăm gardul sau ce e acolo. Nu știu cât ajută, dar la ședința de Comisie pentru Siguranța Circulației, reprezentantul Poliției Rutiere discuta despre zone pietonale, care nu înseamnă zone în care este interzis accesul la autovehiculele, ci prin codul... Nu, e vorba să avem lățimea respectivă. O zonă pietonală marcată ca atare obligă conducătorii auto la deplasare cu accesul de acolo, cu 5 km la oră. Zona pietonală înseamnă zonă cu acces cu trafic mixt, pietonal și auto, doar că conducătorii auto nu au voie să depășească 5 km la oră. Mai repede găsim o variantă în care să poată face... Știi? Nu. Dar e foarte îngust acolo și nu știu dacă se va respecta, pentru că toți vor să vină copilul cu mașina până în grădiniță acolo. Da, vin cu 5 km la oră, dacă e zonă pietonală. Păi oricum merg încet, nu vin așa. Spatele blocurilor de la N1 la N4, dacă mi-aduc bine aminte, blocurile care sunt pe stradă București, în spatele lor pur și simplu nu e niciun trotuar. Locurile de parcare care s-au creat acolo și s-au dat sunt până în marginea, până la limita blocului și toți care vor să treacă trebuie cumva să meargă prin spatele mașinilor parcate pe partea carosabilă. Nu putem să dăm locurile de parcare la 1,5 metri, 2 metri de bloc. Pentru că nu îngustează partea carosabilă. Deci trebuie, dacă sunt prea apropiate de bloc, sunt așa, făcute că... Dar dacă o luăm așa, trebuie să avem 5 metri. Da, conform legii. Conform legii trebuie să avem distanță față de loc. Știu cum de-aia vă spun. Că în momentul ăsta nu se ia 5 metri. Păi nu se tăia 5 metri pentru că cel de la parter își trage mașina în fața acolo și nu deranjează. Că dacă, de exemplu, dumneata, dacă parchezi la mine unde am eu apartamentul, o să zic că eu mă deranjez. Dar dacă mă duc eu singur, nu. Dar o să încercăm să reglementăm. Pentru că dacă, așa cum am declarat, dacă anul ăsta prioritatea a fost să asfaltăm cât mai multe străzi pentru a da drumul la mobilitate, dacă ne apucăm de București, la anul vom intra cu cât mai multe parcări și locuri de joc. Și ar mai fi o chestie legată de parcările de taximetri. Am văzut prea puține parcări, dacă nu cred că niciuna în ultimele luni, unde să fie menționat numărul de taxiuri care pot parca în acea parcare. Leo, ești aici? Da. Așa e? Da, o cază. Că tu te da, s-au deteriorat, trebuie să le... Păi, trebuie să vină domnul consilier să ne spună? Erau cei de la transporturi. Leo! Da, bă.
Eu am nevoie de soluții, nu să vină consilierul să spună că nu avem alea și tu să spui s-au deteriorat. Păi, terminăm anul ăsta și am ținut așa? Da. Vreau soluții. Am înțeles. Deci facă de sancționare, domnul primar. Nu. Au ce spune domnul Bici. Nu suntem de acord, domnul primar. Face singur, dacă se află de zi. Nu. Vomim. Gata, ajunge. Domnul primar chiar vorbea să nu. Legată de lipsa marcajului ăsta, mi se pare a fi la spital, unde poliția rutieră, din cauza faptului că e indicator de parcare taxiuri, consideră întreaga latură a străzii eroilor, de la ANAF, de la locul destul de multe, sunt destul de multe locuri acolo, am văzut, dar sunt peste 10 locuri acolo. Deci, ce? Deci, pe partea dreaptă acolo ar fi numai pentru stația, în fața la stația de pompare de apă de tratare, acolo sunt majoritate, cred că numai locuri de parcare taxi. N-am absolut nimic împotrivă, dar măcar să fie marcat. Dacă există un loc, două, care rămân disponibile pentru cei care vin la spital, mai mult... Cei care vin la spital trebuie pe partea aceea și în partea. Știu, dar și când aia e plină... Nu ai ce să faci. Acum, dacă de luăm, deci noi am creat locurile alea de parcare în zona în care nu au ICI de la Eco Aqua, zonă de intervenție, în sensul de a nu le bloca accesul la poartă, au porțile, da? Părere. Și atunci noi am fructificat locurile de parcare acolo, unde în zona în care ne-a permis. Adică sunt două spre ITU, sunt patru la mijloc între porți, iar mai încă una sau unde de stat. Dacă mai rămâne vreunul disponibil pentru oricine altcineva, da, ne gândim asta. Că noi e un capăt de țară. Da? Leo, transport, notează-ți asta. Am înțeles. Tehnica. Da, facem cu ai noștri la spații verzi, dar e că nu e mare. Da. Capăt de țară. Da. Dar așa și o interpelare, mă zic. Vă rog. Calitate de... Vreau să vă aduc la cunoștință, că n-am afară cazul. Și-a făcut datoria exemplar pe șefii de servicii și directorii de direcții în perioada cât a fost plecat. Da. Vă se stresese ca să știți la operativă, ce-a lăsat și ce-a făcut. Deci a făcut datoria. Nu, că i-am verificat, să știți, pas cu pas. Fără să fie piși de la spate, și-a făcut datoria. Deci ca să știți. Și mă bucur treaba asta. Și arhitectul și-a făcut treaba? Toți. Da? Dacă spune domnul Vici, așa este, domnul.